Statistici îngrijorătoare în ceea ce privește numărul delfinilor din Marea Neagră. Dacă în anii 50 în apele românești ale Mării Negre trăiau peste 2 milioane de mamifere, acum sunt undeva la 250.000 de exemplare. Anual 20.000 de cetacee mor din cauza plaselor de pescuit și a capturilor accidentale. Organizația non-guvernamentală Mare Nostrum a încheiat recent un proiect finanțat din fonduri europene, cu ajutorul căruia a monitorizat delfinii din Marea Neagră. Principala problemă care se confruntă atât cetacele din Marea Neagră, cât și cetacele din orice altă mare sau ocean, o reprezintă interacțiunea cu activitatea de pescuit. Pentru aceasta, Mare Nostrum în ultimii ani a derulat diverse proiecte prin care încearcă să aducă alături de mediul științific și de industria de pescuit metode prin care să reducă aceste capturi, fie că vorbim de schimbarea comportamentului de pescuit sau schimbarea perioadelor de prohibiție, fie că vorbim de metode tehnologice, cum ar fi pingerele sau ADD-urile, sau mai nou se vorbește despre amplasarea unor bile de sticlă pe plasele de pescuit pentru a le face mai vizibile pentru delfini și marsuini. Acestea sunt doar câteva metode pe care le putem lua în considerare și putem lucra pe ele pentru a reduce această problemă.